Capitolul 14. Îmbărbătarea ucenicilor Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo? Isus i-a zis, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe tatăl și ne este de ajuns. Isus i-a zis: De atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut Filipe. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe tatăl? Nu crezi că eu sunt în tatăl și tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine, va face și El lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Și orice veți cere în numele meu, voi face, pentru ca tatăl să fie proslăvit în fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Păzirea poruncilor. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, și eu voi ruga pe tatăl, și el vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în viac și anume Duhul Adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește, va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Iuda, nu Iscarioteanul, i-a zis: Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns, Isus i-a zis: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Și cuvântul pe care-l auziți nu este al meu, ci al tatălui care m-a trimis. V-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi. Dar mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite tatăl, în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Vă las pacea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ați auzit că v-am spus, mă duc și mă voi întoarce la voi. Dacă m-ați iubi, v-ați fi bucurat că v-am zis, mă duc la tatăl, căci tatăl este mai mare decât mine. Și v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca atunci când se vor întâmpla să credeți. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine, dar vine pentru ca să cunoască lumea că eu iubesc pe tatăl și că fac așa cum mi-a poruncit tatăl. Sculați-vă, haidem să plecăm de aici.